Trebuie spus că vizita lui Klaus Iohannis este una simbolică, de altfel, chiar dacă nu și-a preluat mandatul până în acest moment, Klaus Iohannis încearcă practic să transmită un mesaj politic. Este un mesaj de susținere pentru ca tinerii care vor sosi și vor merge la vot duminică, când au loc alegerile parlamentare, să dea un vot pro-european. Potrivit ultimelor sondaje, de altfel, partidele pro-europene se pare că vor câștiga scrutinul parlamentar de la acest sfârșit de săptămână în defavoarea comuniștilor sau a susținătorilor Rusiei. Atât de